CSMSI-a și-a realizat scorul etapei a 24-a în seria I-a Ligii a II-a la fotbal. Echipa antrenată de Marius Lăcătuș a învins cu 4-0 în deplasare pe Dunărea Galați. Vișa a deschis scorul în prima repriză, iar atacantul Pălimaru a reușit hat-trick-ul după pauză. Sportclub Bacău a obținut un punct important pe terenul celor de la Unirea Târlungeni, scor 1-1, și continuă să spere la calificarea în play-off. Tot remiză, dar fără gol, a fost între Gloria Buzău și CF Brăila. Rapid CFR Suceava a învins cu 3-0 pe Farul Constanța și a obținut astfel o victorie importantă în lupta pentru evitarea retrogradării. Într-un alt joc, FC Clinceni s-a impus cu 3-1 la Berceni. În clasamentul general, liderul CSMS Iași are acum 5 puncte avans față de Rapid și Unirea Slobozia. Sportclub Bacău este pe locul 6 cu 26 de puncte și păstrează șanse mari de calificare în play-off. Rapid CFR Suceava a urcat pe locul 10 cu 19 puncte, în timp ce Dunărea Galați rămâne lanterna roșie cu doar 11 puncte.